Salutare, dragi tovarăși, și bine v-am găsit la un nou episod de GTA 4, aici alături de gangsterul nostru Nicușor. Hai da, du-te înainte, stai așa să fim cu pumnii în mână, ca să zicem așa, cu mâinile goare, mă rog, hai, du-te pe scări. Hai, deschide ușa, bun. Să luăm misiunea aici de la Vlad, să vedem ce vrea și bulangiul ăsta. De-am dat fel data trecută la misiunea lui. Nu mai stau să mă la cinematicuri, că n-am niciun chef de ele. Go to Subway Station. Hai că e aici aproape. Bun, nu mai trebuie să ciordălesc nicio mașină. Dacă s-ar mișca și ăsta mai repede. Hai mă, Nicușoare, aleargă și tu mai repede. Du-te. Bun. Și acum, să mergem pe platformă. Deci trebuie să luăm metroul, ca să înțeleg. N-ai că nu știu ce, bla bla bla. Nu stau să mă uit la asta. Nu știu, am fost mai devreme într-o stare de aia de un prăjit de tot. Eu când sunt obosit am o stare așa de a fi prăjit și acum sunt super energic, nu știu de ce. Wait for the train to arrive. Ok, hai să vină CFR-ul. Hai cu CFR-ul! Ba, ăsta... ce casă-mi bag! Ăsta chiar că zici că e CFR-ul. Fix aia se oprește. Ce ziceam? F. Hai mă, intră. Mă, avem și camera aici în tren, ce dracu. Să stăm să ne uităm la oraș. Ne, știm deja cum e orașul. Mă rog, partea asta de oraș unde ne aflăm. Find and take the Silver Blista Compact. Ok, deci să înțeleg că trebuie să coborăm pe scările astea. Hai că o să sar pe scări. Chit că e riscul să-mi rup coloana. Asta e altă parte. Hai, du-te, Nico, du-te. Bun, deci trebuie să merg undeva la mama dracu. Unde-i mâdel? A, stai, că la farca era cu mâu. Ia. A, e aici aproape. Nu trebuie să ciordez nicio mașină. Deci merg pe ia să țin pregătit pistol. Că s-ar putea să am nevoie, nu de alta. Du-te. Hop. Deci e pe aici ceva de luat. Văd că e păzită mașina aia de doi tipi. Par a fi înarmați și extrem de periculoși. Așa că vom acționa super pașnic și diplomat. Și anume în stilul nostru. Pleacă de lângă mașină, ftuți Dumnezeu, mătii. Ce vrei mă, vrei să dai cu punul mine? Care șmecher? Gata, ăștia ați fost bun. Vedeți? Așa se face. Pistolul face minuni. Și nici n-a fost nevoie, are puțin slobos, sânge, pardon. Păi ia de asta altă parte, ok. Schimbă dracu muzica că mi-au copy fucking right. Acum mai și sună pe Vlad că cam aș că o să iau acum copyright. De ce presim că iau copyright? Băga mea și cred că am luat copyright-ul deja. Așa, măcar avem reclame la Independence FM aici. Gata, mai că încep muzica, bun. Eh, parcă e altceva acum. Da, dar mie că mi-au copiere și primesc restricții de al de vizionare, cum a primit și Codrin la Mafia 3 la câteva episoade. Asta e bazuca, dă-te-n pula mea. Cântăm de 3 piese și încă ceva. Ție să-ți cânte popa mie, pa să le am. Poate bagă ăștia de la Bosca copiere, că atât mai trebuie. Prea mișto versurile astora. Am delit aici un stâlp. Frumos, acum văd că primești și mesaje pe WhatsApp. Dar nici de-al dracu nu răspund. Stai, bagă mașalier. Lasă că sunt într-o rablă. Acum trebuie să vopsim mașina sau ce? Pot să dau skip peste asta cu vopsitul? Bun, hai că am putut să dau. The car wash is always open. Ok, hai să ducem mașina de aici. Băgam iaș. Hai că vrea curată, eu duc curată, dar eu duc bușită. Deși mașina e poliție, poate eu acum oante. Dă-te mă la o parte. Trebuia să-i fi dat flash-uri acum. Fază lungă, fază scurtă. Unde-s flash? Așa, aici? Așa, bun. Astea-s flash-urile, așa se dau flash-urile în jocul ăsta. Hai, acum vine Codrin.
Asta e bazuca, ți-au un pulă buca. Fuci zgrea mașina polițaiului. Iar mă gândesc, bușesc acum mașina. Nasol că i-am stricat farul. Ce dracu, bă. Deci trebuie să băgăm mașina aici, să înțeleg. Gata, bun. Hai, Nicoșoare, dă-te jos de acolo. Ești, pleacă singur, pleacă singur. Hai să dăm să salveze. Please don't turn off your system. No problem. Tu de-aia nu știu ce, active the phone, bla 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 bla. Avem treabă, ceva mesaje, că mă piși pe el telefon. A, îl sunăm pe Vlad acum. Da, 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 bun, așa. Ce uitați-mă acolo, boschetarii drecu. Hai, ăsta a fost deștept, a știut să fugă, bun. Hai să luăm de aici o mașină și o, și o deschidem în felul nostru. Poc, direct cu piciorul. Huntley Sport, zici că e Range Rover ăsta. Aoleu, muzică cu copyright. Și de căcat. Dacă e bine că n-a început alarma. Ia mă, care mai aproape? Nentu Vlad. Cum dădeam click? Cum dădeam waypoint? Click dreapta, bun. Cream că e miliția în ăsta. A, cum se vorbește radarul. Nu radar. Ăsta. Radarul, nu radar. GPS-ul așa. Că s-au de tintin și zice după asta doar luați atâta la dreapta și voi. Hai, du-te zi. Ce misiune ne mai dă vlăduță asta? Nu stau să mă uit la cinematic pentru că timpul costă bani. Go to Roman Garage. Hai să mergem la Roman. Urcă-te în Range Rover aici. Ce frumos, n-avem un geam pe partea aia. Bagă vite, dă-te mă la o parte. Marș mă, milite. A, stai că trebuie să o iau pe partea asta alaltă. Ata la dracu a fost, de știe milițion, s-a băgat prin față. Vază la față, ai luat și ți-a luat măta șosea, dă-te mă la o parte. Hai, shift, bagă, bagă viteză, că nu, de-abia se trăște rabla asta. Ok, și trebuie să-l prind pe Ivan, Ivanovici. Treci încoace, băgam, a căzut o ușă bună. Ai gai că nu-i baie, doar o ușă, nu-i toată, nu-i toată caroseria căzută. Mamă, dar ce derapează mașinile în jocul ăsta, să-mi bag, să-mi infic degetele în ochi cum e melodia de la Slipknot. Duality, în caz că ascultați Slipknot și, sau rock și știți la ce mă refer. Dar bine că trebuie să fie reclamă aici. Mă, că trebuie să-l fugărez pe ăsta. Hai că am luat bine curba asta. Mă, dar-i nasol că ăsta are viteză și eu de-abia mă târăsc. Trebuie să iau altă mașină, dar mie că pierd misiunea până atunci până iau alta. Sau poate cine știe, dar ar trebui să-l fugăresc și se oprește la un moment dat. Stai mă, ce zice aici? Nu zice scopul misiunii, deci ziceam că poate meargă într-un colț. Stai mă, și pe unde s-a băgat? Ivan is escaping. Ok, stai, pe aici pe undeva. Construction site. Uite aici mașina, deci de la acolo. Treci încoace, ftu-ți gâtul. F, hai. Urcă scara, hop. Du-te, 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 Nicolae. Du-te, Nicușoare. Și încoace băgăm iași. De-abia ia damage. Ok, deci pe shift urc mai repede scările. E bine de știut asta. Uităm. Treci încoace, băga mea. Și unde ești, mă? Te duci, mă? Vino cu aia. Te urci pe Macara. Stai că îți dau eu acolo. De acolo unde zici Sparta și nu, și nu te mai urci. Atal dracu ce sare.
Păi ce, crede că noi nu știm să sărim? Tai mă, unde, pe unde, de pe aici? F, hai mă, f, urcă! F, m, m, hai! Shift, urcă mai repede! Dum, 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 dum! Bagă viteză, fugi, Nicolae, fugi! Space! Uhu! Și acum? Încă o dată! Hai că învățăm să facem parkour acum, ce mama dracu? Sărim peste blocuri aici, frumos. Cel mai parcurist dintre toți, Nico Bellic. Hai, beli pula. Hai, calcă-l pe degete. Calcă-l, mă, pe degete. Ăla-i, mă. Cade! Bum! A dat cu botul de pământ. A pupat asfaltul cu creierul. Și misiune făcută. Cum trebuie să mergem la român? Antin sună pe Vlad. Mă rog, român fiind mitică din episoadele anterioare. Da, ject am vorbit. Pe unde mă dau jos de aici? Stai mă, trebuie să vin pe un... Să... Stai mă, că am niște scări pe aici, parcă. Bă, n-aveți niște scări, trei var copiii să vă trăiască. Uite mai aici scări. Hai, da, coboară, coboară. Bun, și de aici. Bun, hai că îmi place că pot să cobor scările foarte rapid. Stai, auci. Dai peste mine. Dai, marș, marș, sunt în pușcă, marș. Așa, hai că tot l-am dilit. Și ăsta e tot sentinel frumos. Care e mai aproape? Roman. A dat la român. Dezactivez asta că mă seacă de nervi. Gata, nu mai avem radar acum. Mamă, ce mișto se conduce sentinelul ăsta. Stai pe unde mă bag, deci asta la stânga, haida. Mamă, dacă nu bușea mașina era mișto. Să-i prindem comandorii lui Vlad, ok. Hai să mergem după ăsta. Hai, bagă viteză cu sentinelul. Hai că e aici. Ia, m-am intrat în cărciuma lui ăsta și cred că o să-l fugărim acum. Hai da după el, hai da după Vlad. Oricum nu-l sufeream pe bulangiul ăla, deci... Ok, ne-am tras la roți. Se pare că nu. Las că avem aici sentinelul parcat. Taci din gură mitică că eu o să-l prind pe ăsta și o să-l dilesc. Măcar acum am o mașină faină și pot să fac urmărirea asta. Taximetrist, prost, unde ți-ai luat permisul? Pe șoareci și pe brânză l-ai luat, a? Dă-te mă la o parte. La mine că trec și camioane pe aici. Hai de capul, nu mă îmbuște aici.
Nu poți conține nimic. Acum bagă și ăștia de la joc camioane să treacă prin zonă. Stai, mai uite un camion acolo. Stai să vezi că era cum... Vine și autobuz. Serios? Uite-l. Hai mă să nu pușcăm o dată. Taci din gură. Hai, zboare creierul. Poc! You were the stupid one, Flatty boy. Fucks with my family. Ia mă, l-arunc în apă. S-a căcat pe el, mitică. Hai că mitică, ăsta e vai și amar de capul lui. Ne povestește ce a făcut ăsta în armată. Hai că ajunge când ne povestește. Bun, dați o dată save să pot încheia și episodul. Mă, dar prea badass român ăsta. Român, auză-mă, Nicușor. Bun. Bă, hai că eu încheie aici acest episod. Sper că v-a plăcut. Vechea poveste, dați câte un cap în gură butonul sub videoclip și văd că nu pot să rup gardul ăsta. Ia mă, dacă dau un el cu cuțitul. Nu cred, nu merge ca în San Andreas să pot să... Și nici dacă trag în el, nu? Nu, mă rog. Deci cam atât cu acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Vechea poveste, dați câte un cap în gură butoanelor de sub videoclip și până data viitoare, ciao les!